Algebra este peste tot. Este pur și simplu un cod de urmat în matematică. Algebra folosește litere și simboluri pentru a reprezenta numere și valori. Conceptul de algebră poate fi văzut peste tot, de la programare până la designul clădirilor. Este utilizat zilnic în magazine exemplu de utilizare a algebrei este atunci când vrei să descrii cumpărăturile dintr-un coș, care conține trei mere și patru banane. Masa totală a fructelor din coș este reprezentată prin formula. Se folosesc litere și simboluri pentru a reprezenta formule algebrice. O formulă este un cod pentru rezolvarea unei probleme. Uneori folosim formule fără a fi conștienți de asta. De exemplu, putem calcula circumferința unui cerc prin înmulțirea lui Pi cu diametrul sau 2 ori Pi ori rază. Orice profesie folosește algebra pentru a face scurte judecăți sau pentru a realiza calcule practice. În magazine, produselor le sunt date coduri, ce sunt introduse ulterior într-o foaie de calcul. În acest mod, Proprietarul poate să vadă cu precizie ce produse are în stoc și care este valoarea lor totală. Această foaie de calcul se bazează pe expresii algebrice, dând posibilitatea clienților de a verifica online ce și câte produse se află în stoc. Când călătorim, Folosim distanța pe care o avem de parcurs și viteza medie pentru a afla în cât timp vom ajunge la destinație. Acest calcul se bazează pe formule algebrice, în așa fel încât să aflăm în cât timp vom ajunge la școală sau la serviciu. Fără aceste calcule, există riscul să ne aflăm într-o situație delicată. Tarifele pentru transportul public sunt realizate pe baza algebrei, utilizând formule. În general, cu cât mai departe călătorim, cu atât mai mult costă. O companie de taxi va avea tarif fie pe kilometrul parcurs, fie pe timpul petrecut în mașină. Totodată, utilizează și posibilitatea de adăugare de taxă, în așa fel încât să câștige bani, chiar și pentru cursele scurte. Atunci când mergem la spital pentru o operație, algebra este folosită în stabilirea cantității de anestezic ce îi va fi administrată pacientului. În această situație, o eroare poate fi fatală. Pe scurt, algebra folosește litere, numere și operații aritmetice pentru a scrie expresii algebrice, formule, ecuații, inecuații. Pe toate acestea le putem găsi în jurul nostru în situații obișnuite de viață.